De la 1 ianuarie 2017 intră în vigoare prevederile din noua lege a procuraturii. Cea mai importantă modificare se referă la fuzionarea procuraturilor din sectoarele capitalei. Toate procuraturile din raza municipiului Chișinău, procuratura sectorilor Centru, Buiucani, Botanica, Ciocana și Râșcani, vor fuziona într-o singură procuratură, procuratura municipiului Chișinău. De fapt, va fi creată după numărul de state cea mai mare procuratură teritorială, care va avea peste 180 de procurori. Potrivit modificărilor, procurorii vor fi reconfirmați, iar repartizarea pe oficii se va face în dependență de necesitățile, sarcina și volumul de lucru care este pentru fiecare sector. Și deși numărul de procurori rămâne practic neschimbat, totuși se va reduce numărul de procurori cu grad superior. Modul de adresare cetățenilor în general nu se schimbă. Deosebirea este că Procuratura Municipiului Chișinău, oficiul principal, va efectua o dirijare directă, o organizare directă a acestor oficii teritoriale. Procurorii de sectoare actuale, procurorii de sectoare din la 1 ianuarie, devin adjuncți ai Procurorului Municipiului Chișinău și își vor exercita mandatul pentru care a fost numit. Astfel, oficiul principal va avea competențe de monitorizare a oficiilor teritoriale și doar la necesitate se va interveni. Totodată, cetățenii se vor putea adresa la oficiul principal în cazul în care nu vor fi mulțumiți de oficiile teritoriale. În dependență de circunstanțe și de situații care vor exista în cazul comiterii unei infracțiuni de rezonanță sau infracțiuni care va fi comisă în mai multe din sectoarele municipiului Chișinău, este competența procurorului municipiului Chișinău sau unuia din adjuncți din oficiul principal să stabilească un alt organ care este competent, un alt oficiu teritorial, sau se va proceda la formarea unor grupuri mixte de urmărire penală. Până acum, printr-o asemenea fuzionare, a trecut și Procuratura UTA Găgăuzia.